Bună seara și bine ați venit la noua ediție Statistic pe Dolj TV. Vom face o ediție interesantă, puțin diferită față de formatul nostru obișnuit, dar este un subiect care afectează și preocupă pe toată lumea. Fie că vorbim despre diete, rețete de dezlăbit, să vedem care sunt sănătoase, care nu sunt sănătoase, ce recomandări avem din partea unui specialist. Nu vorbim doar de un nutriționist, așa cum e la mod acum să te formezi prin diverse cursuri și chiar de un medic cu o dublă specialitate medicală. Este vorba de doamna doctor Liliana Petrișor, cofondator al Centrului Medical Prima Clinic, medic specialist diabet zaharat, bol de nutriție și metabolism, medic primar endocrinologie. Doamna doctor, bună seara! Mulțumesc pentru invitație, Constantin! Bine ați venit! Bine te-am găsit! De-abia aștept să facem această emisiune și să informăm populația despre ce o să urmeze săptămâna viitoare. Pe 14 noiembrie este Ziua Internațională a Diabetului. Se organizează de foarte mult timp cu ajutorul Federației Internaționale a Diabetului și cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății. Nu este o sărbătoare, nu sărbătorim diabetul, ci dimpotrivă. Da, este o zi de conștientizare. Și noi asta vrem să facem și asta facem în fiecare zi la noi în clinică, iar pe 11 noiembrie, sâmbătă, 14 este ziua. Ziua internațională și evenimentul are loc pe 11. Pe 11 noiembrie. Sâmbătă, pentru că este weekend, pe Esplanada Teatrului Național. O să organizăm un eveniment. Suntem deja în al 10-lea an de organizare. În primii ani am organizat la noi în clinică, apoi în Parcul Național Nicolae Romanescu și deja de 2 ani facem pe Esplanada Teatrului Național. Această zi este practic o zi de informare, o zi de conștientizare în privința atât a bolii diabetul zaharat, cât și a complicațiilor acestei maladii, acestei afecțiuni. Ce este diabetul? Diabetul zaharat, din păcate, este o boală cronică, pe viață, invalidantă, ce poate să ducă, bineînțeles, la deces. Are foarte multe complicații, complicații pe termen scurt sau complicații pe termen lung. Din păcate, este o afecțiune care afectează un procent destul de mare din populație, peste 11%, dar se pare că cifrele arată mult mai mult, pentru că la un pacient diagnosticat cu diabet este un pacient care nu știe că are diabet, deci cifrele sunt duble, iar înainte de a face diabet, înainte de a fi diagnosticat această afecțiune de diabet, avem o perioadă de prediabet, spunem noi, da? Și de multe ori complicațiile apar și din faza asta de prediabet. De aceea noi vrem să prevenim această afecțiune și vorbim împreună și facem emisiuni de informare și facem și fel de fel de acțiuni în școli, în grădinițe, în licee, să prevenim această afecțiune, să învățăm să mâncăm sănătos, să învățăm să avem un stil de viață sănătos, atât prin alimentație, cât și prin activitate fizică. Și zâmbesc aici pentru că știu că ești un promotor al educației fizice, al efortului fizic și îmi place lucrul ăsta. Da, mă chinui în fiecare zi, este cumplit. Deci este foarte bine, nu este un chin. Faptul că tragi de tine, exact, e o motivație și este extraordinar lucrul acesta. Deci învățăm împreună să trăim sănătos pentru a nu face obezitate, pentru a nu face alte afecțiuni metabolice și pentru a nu face diabet. Noi aici la Dolj TV, să știți că suntem puțin îngrijoroase, nu cumva să fim în faza de prediabet. Nu putem să vă spunem exact care sunt excesele pe care le facem, dar aveam o preocupare. Dar se poate diagnostica imediat. Deci putem să luăm glicemie, fie din sângele perifeic, luăm glicemie din deget, fie din sângele venos, putem să vedem valoarea glicemică. Dacă sunt valori glicemice dimineața, pe nemâncate, da? La cel puțin 8-10 ore de nemâncat, normal, noaptea nu mâncăm, da? Și sunt valori glicemice de 100 până la 125 mg pe decilitru, spunem că este o alterare a glicemiei ajun, o alterare a glicemiei de dimineață sau prediabet. Dacă sunt valori ale glicemiei de peste 126 dimineața pe nemâncate, deja ne gândim la diabet. Dacă avem o hemoglobină glicozilată, glicata spunem noi, este o
analiză. Am auzit de acest cuvânt, da, și că acesta ar fi important, un indicator important pentru stabilirea diagnosticului. Da, pentru că mi-arată media... Glicemia poate să varieze în funcție de alimentație. Exact. Și dacă hemoglobina glicozilată este între 6 și 6,4% e prediabet, dacă este peste 6,5% este diabet. Și se poate pune diagnostic dintr-o singură recoltare sau e nevoie de o monitorizare? E nevoie de monitorizare, bineînțeles, mai ales la persoanele care au antecedente familiale de diabet, la persoanele care au o supraponderă obezitate, dar mai ales în zona asta abdominală, la persoanele care au hipertensiune, boli cardiovasculare și la mămicile care nasc copii de peste 4 kg. Deci sunt anumite categorii de persoane care trebuie neapărat să-și monitorizeze glicemia. Dar deja glicemia este, intră în pachetul medicului de familie, în pachetul analizelor ce se pot da la 6 luni. Și cum poate un pacient să identifice faptul că se află în faza de prediabet sau chiar într-un diabet nediagnosticat? Ce simptomatologie există? Să știi că de multe ori sunt pacienți asimptomatici, adică n-au simptome, dar sunt un pic mai plinuți, au un picuț de burtică, poate se simt un pic mai obosiți, da? Deci pot să fie niște simptome așa... Mă simt obosit tot timpul. De asta este bine să prevenim lucrurile și de asta este bine să facem analizele la 6 luni, cu atât mai mult dacă avem antecedente familiale. Și mașina o bagi în revizia tehnică, așa și organismul nostru, care este mașină ea noastră, de care ne folosim zilnic. Pentru că ține mai mult la mașină decât la când vine vorba de revizie, decât la noi. Se poate, am văzut, mai ales bărbații sunt foarte atenți atunci când își cumpără o mașină sau un telefon mobil, se uită la fel de fel de caracteristici. Dar atunci când ne cumpărăm mâncare, trebuie neapărat să ne uităm la etichetă. Asta apropo de atunci când ne facem cumpărăturile, că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce mâncăm în fiecare zi și să ne facem planul alimentației de pe o zi pe cealaltă. Și am văzut... Și încă o dată te felicit că promovești alimentația sănătoasă și ești un bucătar desăvârșit, pentru că am văzut că în farfurie tot timpul pui și legume. E important lucrul acesta într-o farfurie. Asta le spun și copiilor, că ei mănâncă mai puțin, au doar câteva legume pe care le mănâncă și le spun, uitați, noi ne hrănim mai bine decât voi, nu prea e corect, da, dar... Jumătate din farfurie trebuie să fie legume. Jumătate. Deci nu doar mici cu muștar și cu pâine. Nu, nu, nu. Și sunt 3 culori magice. Noi anul trecut am făcut o inimă mare, mare, mare din fructe și legume de diverse culori, dar sunt 3 culori magice: roșu, verde, mov. Și legumele sunt pe primul plan pentru că au multe fibre, ne dau sațietate, au oligoelemente și vitamine. Și anume ce? Roșii, castraveți, vinete, ardei gras, ceapă, verde, usturoi, verde mare, primăvara, prazul nostru. Faceți poftă, mie chiar îmi plac legumele. Prazul oltenesc, da? Dovlecelul este o legumă extraordinară care are puține calorii, ceapă verde, fasole verde, varză, ridichi, gulie. Copiii nu știu ce e gulie, am observat lucrul acesta. Ridichia neagră, sfeclă roșie și așa mai departe. Fie salată, fie supe, ciorbe, supe creme, fie mâncare gătită la cuptor, înăbușită, fiartă. E bine să evităm prăjelile. Chiar și cartoful. Cartoful este o legumă, dar e considerată carbohidrat, adică o legumă cu multe calorii, cu mai dulce în ghilimele. Chiar și cartoful, dar fiert sau felii, așa puse pe hârtie de copt, nu cartof prăjit, da? Iar fructele, am zis că legumele sunt pe primul plan și fructele pe al doilea plan. De ce? Pentru că fructele au fructoză. Fructoza e un fel de verișoară a glucozei și pot să crească glicemia. Și fructele sunt de preferat în prima parte a zilei, deci nu după apusul soarelui, spunem noi, nu seara. Că de multe ori pacienții spun seara mănânc un măr. În cauza acidității, nu? Da, este acid, are carbohidrați, crește glicemia. După o jumătate de oră ne vine foame din nou. Deci e bine să mâncăm în prima parte a zilei, pentru că sunt importante și fructele. În fiecare zi ar trebui să mâncăm 2-3 fructe de culori diferite, texturi diferite și 5 sau chiar mai mult legume, da? Pe zi. Crude, în stare crudă, salate sau, în funcție și de toleranța gastrică a fiecărui pacient, fierte, înăbușite sau pe hârtie de copt. De exemplu, eu acum ador gutuile, merele și dovleacul. Așa amintesc de copilărie, de gusturile copilăriei. Dovleacul copt așa, cu un pic de scorțișoară și să nu adăugăm zahăr sau alte produse dulci. Și chiar o să facem sâmbătă niște gustări sănătoase pentru pacienții cu diabet. O să luăm glicemia, o să monitorizăm asta glicemia. Asta vreau să te întreb, dacă
O să fie sâmbătă standuri unde pacienții, sau mă rog, publicul poate să vină și nu să numai ceară informații, poate chiar să-și dozeze glicemia. Exact, nu numai pacienții cu diabet. Oricine poate să vină să luăm o glicemie, luăm și tensiunea. Și asta se face în mod gratuit. În mod gratuit, bineînțeles. Și avem și biciclete, putem să facem efort fizic și după o oră de plimbare cu bicicleta sau plimbare pe jos, să luăm din nou glicemia, să vedem importanța exercițiului fizic, importanța sportului, pentru că scade glicemia, luăm gustări sănătoase, avem gustări sănătoase și apoi peste o oră sau două ore putem să luăm din nou glicemie. Avem premii, pentru că vin sponsori și ne ajută cu fel de premii. Vin copii îmbrăcați în fructe și legume. E foarte important să educăm și toți copilașii să mănânce sănătos, pentru că un copil obez sau un copil cu probleme de sănătate va fi sigur un adult cu probleme de sănătate. Și cei 7 ani de acasă sunt și despre educație alimentară. Vreau să fac încă o dată invitația pentru sâmbătă. Este vorba de campania Prima Clinic Esplanada Speranței de Ziua Diabetului. Este sâmbătă 11 noiembrie, orele 11:13. Sunteți invitați, doamna doctor vă invită să participați la acest eveniment frumos. Vorbeam despre diabet. Vorbim și despre, există o preocupare din ce în ce mai mare, mai vizibilă pentru slăbit și vedem atât de multe metode, atât de multe rețete și nu știu dacă toate sunt sănătoase și dacă nu cumva ai nevoie și de o pregătire preliminară înainte de a începe efectiv o rețetă luată de pe internet sau eu știu, poate chiar văzută la televizor. Așa este, Constantin. Din păcate, sunt foarte multe, să zicem, soluții rapide de a slăbi, da, 10 kg într-o zi. Și prima regulă medicină este non-nocere. Era o glumă, că dacă îți mănâncă ursul piciorul, vorbești 20 de kg ziua. Da. Deci prima regulă medicină este să nu faci rău, non-nocere. A doua regulă este să faci bine. Deci de multe ori aceste medicamente sau aceste soluții rapide, prin fel de tratamente injectabile sau nu, aceste metode pot să ducă la alte afecțiuni. Sunt și metode chirurgicale chiar. Da. E bine, în primul rând, să facem o evaluare. Deci un pacient cu supraponder, obezitate, un pacient cu probleme de greutate, trebuie evaluat de către un medic pentru a vedea dacă este o obezitate secundară unor boli endocrinologice, dacă este, de exemplu, o afecțiune tiroidiană, o insuficiență tiroidiană, o hipotiroidie sau o afecțiune corticosuprarenală. Deci întâi eliminăm ușor sau tratăm afecțiunile care pot duce la obezitate. Apoi facem o analiză a metabolismului glucidic, lipidic, proteic. Deci se fac niște analize întâi, o evaluare, vedem riscul cardiovascular și apoi putem să dăm un tratament. E bine atunci când ne propunem lucrul ăsta să știm că trebuie să slăbim ușor, dar sigur, noi zicem slăbit în trepte, slăbim, ne așezăm, iar slăbim, iar ne... Exact. Pentru că altfel există și riscul acela de slăbit brusc și luat în greutate. Efectul yo-yo. Se întâmplă câteodată chiar să depășească pragul de la care a început slăbirea. Exact, iar noi ne dorim să dăm jos țesutul adipos, grăsimea, nu țesutul muscular, dimpotrivă, trebuie să ne tonifiem musculatura, da? Să nu pierdem din masa osoasă, să nu pierdem din masa musculară, ci doar din țesutul gras. Și atunci trebuie să coroborăm dieta cu anumite tratamente în funcție de fiecare pacient în parte și cu exercițiul fizic. Da, și este adevărat că masa musculară și scade pe măsură ce înaintăm în vârstă, trecem de o anumită vârstă, 40-50 de ani. Masa musculară în mod natural începe să se diminueze. Și masa osoasă, putem face osteoporoză, da, da, sarcopenie și așa mai departe. Și atunci mișcarea este o parte Este esențială, parte măcar o jumătate de oră, o oră de mers pe jos pe zi. Deci ăsta este minimul, dar ar fi bine să facem de 2 ori, de 3 ori sală sau un sport sau să mergem cu bicicleta în Parcul Poporului, în Parcul Nicolae Romanescu, este o splendoare acum toamna. O am văzut acum în centru că se facă târgul de Crăciun și este patinoar și putem să facem un pic de mișcare împreună cu familia, cu copilașii noștri, în grădina botanică, adică să facem un exercițiu fizic și împreună cu cei din familie pentru a petrece un timp de calitate. În sport. Da, da.
Ce se întâmplă pe măsură ce se adună anii, de exemplu, și cu stratul adipos? El este în creștere, nu? Se modifică cumva raportul și este mai dificil să-l păstrăm în niște valori mici față de cum era poate la 14 ani sau 25 de ani. Așa sau este. 30 de ani. Atunci cred că trebuie să fim mai atenți, nu, cu ceea ce mâncăm. Așa poate este. Chiar și cu alcoolul. Da. Deci la fiecare decadă scade metabolismul și normal că ai văzut la 15-20 de ani ești îndrăgostit, mergi pe jos, alergi, ai un metabolism foarte activ. Băieți alergau, acum nu mai alergă după fete. După fete. Deja după 40 de ani, exact cum ai spus, scade metabolismul și cu atât mai mult la femei care intră în menopauză și deja după 50-55 de ani metabolismul este foarte, foarte mic. Și dacă nu facem activitate fizică și nu suntem atenți la ceea ce mâncăm, atât la cantitate, pentru că stomacelul nostru este cât cele două mâini, dar și la numărul de calorii, da, care sunt acolo în alimentație, deci dacă nu suntem atenți, din păcate, punem kilograme și de foarte multe ori aceste kilograme se pun ușor, dar sigur, spun pacienții, nici nu știu când am pus 30 de kilograme. Dacă punem un kilogram pe lună, un kilogram pe lună nu ți se pare mult, nu? Sunt 12 kilograme într-un an, în 5 ani sunt 60 de kilograme. Și crede-mă că am avut pacienți cu greutate de peste 150 de kilograme, așa cumva nu și-au dat seama, mai ales în pandemie, pentru că au stat acasă. Atunci a fost un fenomen global. Exact. Cam toată lumea a luat câteva kilograme. Au stat acasă, au mâncat și au făcut poftele. Se poate comanda mâncare pe fel de fel de rețele, n-au făcut sport deloc și au stat în haine de casă, în training și nu și-au dat seama că au pus acele kilograme. Deci este o alunecare așa în obezitate. Haideți în să împărțim puțin și discuția despre mâncarea gătită acasă și mâncarea din ingredientele pe care tu le cumperi și știi de unde le cumperi sau le cultivi și mâncarea de la restaurant și mâncarea de la fast food. Da, fast food înseamnă mâncare rapidă, da? Și rapidă poate fi și o salată. Dacă arunci așa într-un bol câteva roșii, ceapă, ardei, măsline, porumb, castravete, varză, tot ce ai tu prin casă, legume și pui un fel de proteină. Deci la salată se pune un fel de proteină, fie 50-100 de grame de carne de pui sau de curcan, fie pește, somon sau ton, de exemplu, eu ador salata de ton, fie un ou fiert, fie 50 de grame de brânză mai slabă, ca și urdă, o brânză de vaci. Este un bol sănătos, pentru că ai proteine, ai oligoelemente, vitamine, ai fibre din legume și este foarte sănătos. Deci este fast food. Da, dar dacă comandăm, de exemplu, de la McDonald's, cum este? Sunt știu că din când în când e bine să ne mai satisfacem și poftele acestea, dar nu știu cât de des e bine să păi facem asta. Păi hai să zicem așa, o dată la 3 luni, acum depinde și de patologia fiecărui pacient, că dacă are deja diabet, hipertensiune, risc cardiovascular, e bine să evităm cu desăvârșire alimentele bogate în calorii și în carbohidrați și în lipide din aceste rele. Da. Dar ce, nu putem să facem noi acasă cartofi la cuptor și să mâncăm cu o salată și cu o proteină de înaltă calitate, e foarte ușor de făcut, sau sunt deja restaurante sau anumite, eu știu, merg pe bio, pe alimentație sănătoasă, bineînțeles. Important e să ne dorim lucrul ăsta, Constantin, și important e să ne organizăm timpul. Noi știm în general ce facem a doua zi. Dacă suntem persoană foarte, foarte activă, ne putem lua gustări sănătoase, un iaurt, chefir, sana, lapte bătut, un 2-3%, nu foarte, foarte gras, cu biscuiți dietetici de fibre sau de secară, cu anumiți covrigei sau cu semințe de migdale, sâmburi de nucă, 10 sâmburi este ok pentru o gustare, da? Sau putem să facem un smoothie sănătos acasă. Știm că plecăm în deplasare, să punem câteva fructe, deci fructe de pădure, cu un măr, cu un pic de gutuie sau cu portocală, mandarină, că vine acum sezonul citricelor, un pic de iaurt. Dar nu trebuie să exagerăm cu smoothie-urile. Nu, pentru că au multe calorii și tot timpul, eu am în prima parte a zilei. În ultimele două săptămâni ale lockdown-ului, am încercat să-l diversific pe nepotul meu cel mare, servindu-i smoothie-uri în fiecare, se introduc diverse fructe și serveam și eu câte un pahar din ăla de 400 ml și am și creat niște rețete, erau niște culori fabuloase. Și când am realizat că am greșit, dar cum? Nu înțelegeam ce se întâmplă. Și apoi am realizat că totuși
cantitate foarte mare de fructoză, de zahăr, cu alte cuvinte, adevărat, extras din, da, din fructe, da, dar da. Efectul da. Poate să fie acesta. Este, este. Dar dacă asociem fructele, tot timpul trebuie să le îmbrăcăm în ceva, fie cu iaurt, fie cu fibre, fie cu cereale integrale și tot timpul în prima parte a zilei, mai ales dacă suntem o persoană activă, merge un smoothie, da? Dimineața. Ce părere aveți despre sandvișurile pe care le dăm copiilor la școală? Este multă pâine. Un sandviș cu două felii de pâine, neagră intermediară de secară, grâu întreg, șapte semințe, de să evităm pâinea albă pufoasă. Tot la fel cu un fel de proteină, fie ou fiert tăiat felii, fie mușchiuleț de vită sau de pui, da? Și cu legumă. Tot timpul să fie legumă, să încercăm să evităm asocierea de mușchiuleț sau de mezel cu cașcaval. E bine de evitat lucrul acesta și dacă folosim mezelul, avem să se vadă proteină, nu? Da, e bine de evitat. Și tot timpul să se vadă fibra musculară, adică e bine să încercăm să evităm să nu fie procesată, nu? Exact, salam, crembu și așa mai departe. Eu nu spun deloc, copilul trebuie să vadă, să nu zică ceilalți copii mănâncă ceva deosebit și el nu, dar e bine să explicăm copilașului de ce e mai bine așa și de ce e bine să asociem cu legume. Am văzut că se consumă în oraș foarte multe, foarte multă patiserie. Avem un număr important de patiserii, avem și o tradiție. E bine că există fără discuție, dar cred că ca în legătură cu orice ține de alimentație, măsura face, exact. Face diferența. Avem consumul de covrigi, de plăcinte. Dacă avem diabet. Se și glume, de exemplu, despre studenți, că studenții consumă foarte multe foarte multă patiserie și spunea un student că ce ar merge astăzi o pizza cu foietaj. Da, 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 dar are mult, deci prea multe calorii. La pacientul cu diabet, cu obezitate, cu dislipidemie, evităm cei mari patru albi, zahărul și tot ce înseamnă dulce, făină albă și toate produsele astea de patiserie, covrigărie, plăcintărie, pentru că au multe calorii, sarea și grăsimea, piele, zgârci, orici, șuncă, icre, maioneză, smântână, frișcă, e bine să le evităm pe acestea și să consumăm legume, ciorbă, salate, mâncări rogătite în casă, fructe în prima parte a zilei, cereale integrale, o proteină de înaltă calitate. Deci trebuie și diversificat meniul pe o zi întreagă. Vrem să profităm de faptul că vă avem în studio și, dragi urmăritori, așteptăm întrebările dumneavoastră pentru doamna doctor, fie că vorbim direct de diabet, fie că pot să fie întrebări legate de, nu știu, rețetele de slăbit, de chestiuni care privesc dieta, pierderea în greutate. Să mai discutăm puțin despre evenimentul de sâmbătă. Avem testări gratuite pentru măsurarea nivelului de zahăr din sânge și a tensiunii arteriale, ateliere de nutriție. Craiovenii vor învăța cum să aleagă alimentele potrivite, vor primi rețete sănătoase și sfaturi de la experți în nutriție, discuții cu specialiști, discuții cu medicii și specialiștii noștri despre prevenirea și gestionarea diabetului. Cine o să-i întâmpine acolo? Va fi echipa prima clinică? Toată echipa noastră. Suntem peste 30 de oameni. Și să fie cu toții în... Sunt mândră de echipa mea, pentru că pacientul cu diabet nu este tratat doar de către medicul diabetolog, ci de întreaga echipă. Medicul neurolog pentru neuropatia diabetică, medicul oftalmolog pentru oftalmopatia diabetică, medicul cardiolog pentru riscul cardiovascular, hipertensiunile, bolile cardiace. O să aveți un stand unde se va putea monitoriza tensiunea? Absolut, absolut. Deci este întreaga echipă. Medicul dermatolog, orice leziune, orice inflamație, orice problemă, medicul reumatolog, de exemplu o durere de spate, deci orice problemă poate duce la creșterea glicemiei. De multe ori avem pacienți care au glicemii bune, cu hemoglobina glicozilată foarte bună și la un moment dat se produce o creștere bruscă, imediată a glicemiei și atunci noi trebuie să căutăm soluția și să căutăm de ce are glicemia mare și este important că avem această echipă și o să fim toți prezenți acolo pentru a răspunde oamenilor. Vă invităm, eu sper să nu plouă, chiar mă rog la Dumnezeu să nu plouă. Aveți și o variantă de rezervă? Dacă avem și variante de rezervă, avem corturi, dar eu zic în intervalul acela nu o să plouă, și pentru că avem cadouri frumoase și o să fie foarte, foarte frumos și educațional și pentru copii și pentru adolescenți. Spuneți-mi, vă rog, care este incidența diabetului în municipiul nostru? Dacă vă confruntați cu tot mai multe
cazuri de îmbolnăviri. Din păcate nu există zi să nu fie un caz nou de diabet. Nu există zi. De exemplu, la noi în clinică sunt peste 2000 de dosare, spunem noi, 2000 de pacienți înscriși. Dar nu asta ne îngrijorează, cât ne îngrijorează mai mult faptul că sunt din ce în ce mai tineri pacienții cu diabet. Deci la vârste din ce în ce mai tinere și avem deja pacienți, inclusiv copii. Copii și adolescenți care au diabet tip 2 al adultului. Cu grăsimea aceasta abdominală contează foarte mult lucrul acesta, pentru că pancreasul lor funcționează, are destulă insulină, destulă benzină, da? Dar din păcate nu ajunge insulina unde trebuie datorită grăsimii abdominale. Și atunci trebuie să încercăm ușor, împreună cu familia, să creăm un regim special copilașului. Copilașii au și școală, au și meditații și atunci încet, încet să încercăm să învățăm, să mâncăm sănătos, să facem exercițiu fizic, pentru că sunt mai delicați pacienții cu copii, adolescenți cu obezitate. Și trăite și mult mai dramatic această îmbolnăvire. Cunosc părinți care au aflat că copiilor au diabet, nu mai vorbim de formele dependente de insulină. Așa și este. Chiar se schimbă viața părinților cu totul și somnul și tot și odihnă și așa acele este. Alerte legate de creșterea glicemiei sau de scădere. Sau de scădere, da, așa este. Dar să fim optimiști, că se poate preveni diabetul tip 2. Putem să slăbim sănătos, putem să prevenim anumite lucruri. Și chiar dacă a apărut această afecțiune, sunt tratamente și se poate... Acum deja sunt pompe de insulină, acum sigur, deja vorbim de sisteme de monitorizare a glicemiei. Aplicații care sunt instalate pe telefoanele părinților. Absolut. Aceste pompe care injectează automat cantitatea de insulină necesară. Se găsesc soluții și dacă te îmbolnăvești, dar mai bine ar fi să nu. Să nu. Așa este, Constantin. Da, și noi chiar asta facem. Facem activități și cu copii în săptămână altfel. Au venit la noi în clinică și au învățat ce înseamnă policlinică, au intrat în toate cabinetele. Vrem să ne împrietenim cu copiii pentru a nu mai fi acea reticență, știi, acea frică față de medic. Față de medic, știi, că de multe ori părinții spun, dacă nu ești cu minte, vine... Doamna doctor și îți face injecția. Exact. E bine să nu speriem copilul cu lucrul acesta, ca să putem să avem o comunicare și să știi că avem un feedback extraordinar de la copii. Deci au întrebări... Îi îmbrățișează, sunt mai deschiși la... orice este, ce este nou și cred că au, încep să fie și destul de informați. Am văzut că și în școli se fac din ce în ce mai multe activități și poate pe părinți nu-i ascultă la fel de bine cum ascultă un medic sau un profesor sau o doamnă învățătoare. Așa este și să știi că am avut copii care acum au dat la medicină, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Deci copii care au venit la noi în clinică, cu școala altfel, le-a plăcut foarte mult ce se întâmplă în clinică. Am vorbit și despre tiroidă și despre inimă și... Acum au dat la medicină, deci ne-au bucurat foarte mult lucrul acesta, pentru că o să fie viitorii noștri colegi, poate. Foarte frumos. Mai avem 2 minute, suntem pe finalul intervenției noastre din această seară. Dacă vreți să faceți un rezumat a ceea ce am discutat sau să transmiteți un alt mesaj mai clar despre evenimentul de sâmbătă și, în general, despre lupta împotriva diabetului. Să învățăm împreună. Să trăim frumos și sănătos, să nu uităm să ne hidratăm, că nu vreau vorbi de apă, hidratare cu apă, să mai evităm... La tineri, să știți că eu văd la studenții mei, sunt cazuri de copii care nu, de studenți care nu beau apă deloc. Da, din păcate așa este și e bine de evitat acele sucuri acidulate, colorate, negre... Se hidratează, între ghilimele, dar nu, cu Coca-Cola multe... și care de fapt nici nu hidratează. Asta e problema. Sunt multe calorii goale, spunem noi, și mai ales energizantele sau asocierea de energizante cu băuturile negre, acidulate. Am auzit de un caz de curând cu o tânără de 23 de ani care între pauză a avut 180 puls. Așa este. Am avut și noi un caz. A venit la noi la clinică la 17 ani, a făcut un cocktail din ăsta... care n-a fost benefic, din păcate, între energizante, un pic de alcool, aceste sucuri acidulate negre și n-a fost bine. Deci să ne hidratăm, pentru că organismul uman are 70% apă, hidratare înseamnă apă, cel puțin 2 litri pe zi, dacă facem și un efort fizic și mai mult, 40-50 de mililitri per kilogram corp pe zi. Deci dacă avem 60 de kilograme, 3 litri de apă pe zi. Să facem exercițiu fizic, cel puțin o jumătate de oră pe zi, să încercăm să mâncăm sănătos. E greu, dar este, ai văzut că
După ce faci un exercițiu fizic, te simți mult mai bine. Da? Contează mult un somn odihnitor și contează foarte, foarte mult și relaxarea și comunicarea. Contează mult să ai prieteni, să ai o comuniune, să te... asta ne și dorim și de asta ne întâlnim sâmbătă, pe 11 noiembrie, între 11 și 13, împreună cu pacienții noștri, cu prietenii noștri, cu familia Prima Clinic, să învățăm împreună să fim sănătoși. Noi o să venim la eveniment, mulțumim mult de invitație. Avem și un mesaj, să-l citim, avem de fapt mai multe. Valeria Stuncă, aș vrea să o întreb pe doamna doctor ce părere are despre postul intermitent. Peste tot citești despre această nouă dietă și aș vrea să ascult părerea unui doctor. Mulțumesc! Da, așa este. E bine să... Acest fasting, da, este bine să ai o pauză alimentară, să mai lași stomacelul să se odihnească, dar ar fi bine să începem treptat. De exemplu, 12 ore cu 12 ore, adică 12 ore mănânci, da, dar nu mănânci non-stop. Ai trei mese principale și 12 ore nu mănânci deloc, poți să bei doar apă. Apoi mărim 10 ore, în intervalul de 10 ore mănânci și faci pauză 14 ore, apoi ușor, ușor 8 cu 16, și asta în funcție și de vârsta pacientului, de vârsta persoanei respective, în funcție de efortul fizic. E bine să evităm perioadele hipoglicemie, adică să nu facem hipoglicemie, mai ales la un pacient cu diabet. De ce? Pentru că noi funcționăm, creierul are nevoie de glucoză și de oxigen. Deci glucoza este benzina noastră, da? Sunt periculoase aceste perioade de hipoglicemie. De ce spun asta? Pentru că acest fasting trebuie să-l mulăm pe fiecare persoană în parte, în funcție de activitatea fizică, de serviciu, da? Sunt persoane care au tura întâi, sunt persoane care lucrează tura a doua sau tura a treia. Deci nu există o soluție așa standard. Zic așa pe scurt, deși nu cred că e așa, fasting e pentru bogați. De ce crezi asta? Nu glumesc. Și acum depinde și ce mănânci în perioada aceea. Dacă zicem că mănânci în interval de 8 ore și 16 ore bei doar apă, în alea 8 ore nu mănânci ceafă de porc cu cartofi prăjiți și bei băuturi. Păstrate, da, proporții, da, deci trebuie totuși menținute acele reguli de bază. Fără prăjel, fără alb, zahăr, sare, făină albă și grăsime. Să mâncăm roșu, verde, mov, cât mai multe legume și fructe în prima parte a zilei. Dacă vă aud și fiii mei. Da, legumele sunt pe primul plan, da? Și să evităm excesele alimentare. O să vină sărbătorile, Constantin, și masa de sărbători este bogată și e normal să fie așa. Și mâncăm pe 25 după Sfânta Liturghie, mâncăm împreună cu familia, dar după ce mâncăm, facem un pic de mișcare, mergem în centrul Craiovei, unde să fie târgul de Crăciun, sau mergem în parc și pe 26-27 decembrie nu o luăm de la capăt, adică încercăm să, sau dacă ai mâncat mai mult la prânz, nu mai mănânci seara din nou. Echilibru în toate. Exact. Avem aici un comentariu pentru dumneavoastră, doamna doctor, medic de nota 10. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru participare, mulțumim pentru invitația de sâmbătă, ne vedem... Vă aștept pe 11 noiembrie. Dacă o să am curajul să-mi iau și glicemia. Cum să n-ai curajul, Constantin? Mulțumesc, o să-mi iau, asta e, trebuie să știm ce... Înainte și după ce mănânci. Da. Da, cu drag, vă aștept și cu copilașii, că o să fie activități pentru copii și cadouri. Și întreceri sportive, o să fie foarte, foarte frumos și antrenant. Și vă așteptăm sâmbătă la ora 11 pe Esplanada Teatrului Național. Mulțumim frumos și cu succes drag. Cu evenimentul. Mulțumesc. Aveți grijă dumneavoastră, nu faceți diabet. Ne vedem sâmbătă pe Esplanada Teatrului Național din Craiova. Până data viitoare, aveți grijă dumneavoastră. La revedere!